Forfotă în parcurile și în zonele de agrement din Iași, muncitorii au început curățenia de primăvară, mai ales că temperaturile de afară permit astfel de lucrări. Până la finalul lunii aprilie, zonele verzi vor fi revitalizate aici, încadrându-se parcurile și zonele de agrement. Străzile vor fi spălate de mai multe ori pe zi, pentru ca praful să nu se depună pe partea carosabilă. Echipele de la Salubris vor acționa zilnic între orele 8 și 18, Programul de curățenie de primăvară se desfășoară și pe perioada sărbătorilor legale, anunță autoritățile. Dacă vreți să vă implicați în campanie, vă puteți înscrie ca voluntar, completând un formular pe pagina Societății de Salubritate. Totodată de astăzi va circula pe un traseu bine stabilit și un tramvai care va colecta electrocasnicele de care nu mai aveți nevoie. Vom inaugura primul tramvai din România pentru colectarea de deșeuri electrice și electrocasnice, care va circula pe toate traseele cu linie de tramvai din Iași. Vă ști când ajunge tramvaiul, vor lăsa echipamentul acolo sau pot să-l aducă și personal. Noi o să avem operatori care asigură încărcarea și, sigur că da, îl ducem spre depozitele pe care le-am pregătit. Va funcționa și în weekend dacă vom avea cerere. În principiu nu e de transport persoane, o să de o modalitate prin care vrem să sprijinim cetățenii municipiului Iași să fie mai responsabili atunci când vor să scape de lucrurile care nu le mai folosesc în casă. Vrem să aducem alături de noi comunitatea. Este primul an în care tratăm o relație mult mai aparte cu voluntarii. De fapt, cu ei vom începe programul de curățenie de primăvară.